Serele și solarii le-au înverzit deja, iar fermierii români spun că producția este bună. În doar câteva săptămâni vom mânca salată de primăvară cu legume românești. Însă totul s-a scumpit, așa că ceapa verde, ridichiile și salata vor costa aproape dublu față de anul trecut. Salata, roșiile și ridichiile pe care le găsim acum în piețe și în supermarketuri sunt aduse din Grecia, Turcia sau Olanda. Fermierii cer autorităților să introducă mai multe legume în programele guvernamentale, scrie Observator. Cei care cultivă roșii, spre exemplu, vor primi de la guvern o subvenție de 3.000 de euro pentru o suprafață de 1.000 de metri pătrați. Sorin Cristea cultivă ceapă verde, ridic și salată în solarii întinse pe 2.000 de metri pătrați. În mai puțin de o lună, legumele lui vor ajunge pe tarabele din piețe. Fermierii se plâng că vremea caldă nu i-a ajutat, ba dimpotrivă. O să întâmpinăm anumite probleme cu dăunătorii care nu au murit pentru că nu a fost îngheț. Nu am avut zăpadă cu irigarea la solarii și la noi sunt cheltuieli foarte mari. Cu îngrășământ, cu semințe, cu folie, cu toată investiția care este, am cumpărat semințe dublu față de acum un an. Turba s-a scumpit iar. La un palet de turbă acum un an am dat 15 milioane, acum este 20. O să fie mai scump ca anul trecut, pentru că este investiția mai mare. Undeva la 20-25%, explică Sorin Cristea, legumicultor. Astfel, trufandalele vor costa mai mult decât anul trecut. Dacă în primăvara trecută legătura de ceapă se vindea cu 1,5 lei, anul acesta vom scoate din buzunar cu un leu în plus și ridichiile își vor dubla prețul, relatează știri de cluj.ro.